Spectacol nelimitat oferit de Digi. Rubrica oferită de Digi. Suntem în a doua zi de Paște, în Ardeal se stropesc fetele, se parfumează fetele, înainte cu apă, acum cu parfum, și cel mai bun pe vremuri plugar din sat era luat și udat la râu ca să meargă și să fie prosperitate pentru tot anul. Acum lucrurile astea sunt instagramabile, ai văzut că tot ce se întâmplă în zona asta apare pe Instagram, dar trebuie să-l pui atunci, în ziua de Paște, ca să ai traficul. Să marchezi momentul. Cum trebuie, te-ai gândit vreodată că te văd cu el în mână ce își dorește telefonul tău, adică l-ai ascultat așa, spui, măi, tu ce ți-ai dorit de Paște? Măi, tu ce ți-ai dorit de Paște? Și că vrea viteză la net, da. Cum este și normal, dar baterie vrea să și viteză zboare, la net, nu? Nu așa oricum. Vrea viteză de-aia. Să ne uităm la un film, ca lumea să încarc toate amintirile pe care mi le fac în această perioadă cu prietenii, cu familia. Acum, fiind zile libere, zile de sărbătoare, sunt mulți care stau pe rețea și dacă n-ai o rețea cum trebuie, s-ar putea să postezi, să suni pe videocall. Cum? Să suni familia pe videocall. Aoleu, da, faci chestia asta? Da, de fiecare dată. Serios? Da, plec. Faci o conferință așa? Fac, că trebuie să suni și pe sora mea și pe mama. Și atunci, sora mea cu copiii, mama e la treaba aici, de-a doua zi. În prima zi ne mai vedem. Deci net, viteză la net. Net, viteză la net cât se poate. De da, mult. Și când ești în afara țării? Și când sunt în afara țării. Comunitățile mari de români așa comunică, de nu cumva au ajuns de sărbători acasă. Sunatul ăsta în vreme de sărbătoare trebuie să aibă musa și neapărat net de mare viteză. Calitate, da. Și dacă se poate să fie bine și la bani nemaipomeniți. V-ați întrebat vreodată ce își dorește telefonul vostru? Această rubrică a fost oferită de Digi.